Este acea persoană care are tendința de a se înconjura cu o atmosferă palpitantă și dramatică. Ești sociabilă, iar pentru fericire ai nevoie de iubire și atenție. Fiind în compania unei singure persoane sau comunicând cu un grup, te bucuri de audiența ta, primind faima și dragostea care compensă. Datorită idealurilor înalte, crezi sincer în tot ceea ce faci și spui. Ești capabilă să găsești aplicații în diferite domenii ale vieții, oferind prin ceea ce faci aroma ta personală, indescriptibilă. Deși, uneori, pentru alții poți părea inconștientă, abandonând activități care ți-aduc venituri și succese constante, cedând unei noi ispite, tu demonstrezi din nou și din nou capacitatea ta de a triumfa. Ca un cameleon, apelezi la schimbare, rămânând de tu însăți în același timp. Semnul tău zodiacal aparține constelației Leu. Semnul zodiacal Leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: prietenie, bunătate, independență, cavalerism, loialitate. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte eșaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcția cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu copleși pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele. De la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de încredere, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Ești prietenoasă, veselă, iubești să fii în centrul atenției. Ești persistentă și ambițioasă. Universul ți-a oferit toate calitățile necesare pentru a-ți atinge obiectivele. Acest lucru este valabil mai ales pentru muncă și carieră, reușești adesea, ceea ce determină soliditatea ta financiară. Caracteristicile tale dominante sunt elocvența, bunătatea și încrederea în sine. Ești sociabilă, rațională, practică, deschisă și generoasă, dar poți fi prea încăpățânată, intolerantă la deficiențele altora. Pentru tine, este adesea o problemă în a pierde încrederea altora. Luptătoare prin natură, nu permiți opiniei publice să te îndepărteze de obiectivele tale. Tu ești un amalgam ce conține o paletă multicolore din cele mai sensibile la cele mai insensibile elemente ale sufletului. De obicei, continui să mergi înainte, indiferent dacă ai suficientă simpatie pentru cei pe care i-ai distrus în drum. Ca și buldozerele reale, deși ai o viziune foarte idealistă asupra lumii, ești foarte greu de oprit. Pentru tine, puterea și banii sunt o tentație semnificativă, dar tu le folosești de obicei ca arme pentru a-ți atinge scopul final, mai degrabă decât să-ți atingi țintele. Gusturile personale și stilul de viață sunt adesea foarte dezorientate, neorganizate. Și totuși, cu toată motivația ta aparentă, este puțin probabil să permiți cuiva să-ți indice să respecti standardele de comportament general acceptate. Astfel,
Chiar dacă ai intrat în viață cu un suflet destul de delicat, o poți termina cu un caracter destul de rece, iar tendința ta spre sclavia intelectuală, care nu are nimic în comun cu cultura autentică, scade cu vârsta în proporție directă cu creșterea rece a încrederii. Tu cunoști limita propriilor tale capacități, astfel, o evaluare realistă a abilităților tale îți garantează de obicei succesul, de regulă, nu ești dispusă să accepți ajutor de la oricine, preferi să tratezi întotdeauna fiecare aspect al proiectului pe cont propriu. Aceste lucruri poate să te tragă înapoi, atât material cât și spiritual, iar mai devreme sau mai târziu va trebui să înțelegi valoarea împărțirii responsabilității, în special, cea încrederii în partenerii tăi. Sentimentele tale sunt adesea caracterizate de ardoare tinerească, deci este dificil pentru tine să păstrezi aproape obiectul iubirii, în special datorită izbucnirilor pasionale. Te distingi față de alții nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești interesantă, pasională, excepțională, puternică. Natura ta contradictorie puternică și mândră este în concordanță cu sentimentalismul, nevoia de iubire și admirație. Tu la nivelul fizic nu ai nevoie doar de atenție, ci de dragoste pe margini, renunțare, sacrificiu și dorința unui partener de a se dizolva în interesele tale. Cum afectează data de 2 august soarta ta? Te confrunți adesea cu problema pierderii încrederii persoanelor din anturajul tău. O luptătoare, prin natura ta, nu vei permite altora să te îndepărteze de ceva neobișnuit și global. Poate că societatea după mulți ani va vedea o anumită înțelepciune în astfel de acțiuni și nu numai că le va respecta, ci și te va crede fanatică. Tu mergi înainte, fără să ții seama de sentimentele celor din jur și de cei pe care i-ai călcat în picioare și i-ai îndepărtată din drumul tău. Referindu-mă la propriile tale gusturi și predilecții, atunci ai putea fi clasificată ca dezordonată și haotică. Cu toate că poți părea moale pentru cineva, nu vei permite să fii forțată să faci ceva, chiar dacă te vei situa contrar normelor de comportament acceptate de societate. Ești conștientă de limitele potențialului și puterii tale și nu te bazezi pe ajutorul din afară, te bazezi în întregime pe tine însăți. În același timp, poți înțelege totuși valoarea deplină a responsabilității împărtășite, încrederea în partenerii de afaceri și în tovarășii de viață. Este suficient să știi că sentimentele tale sunt mai degrabă dominate de ardoarea unui școlar imatur și că ți este dificil să te păstrezi aproape de ceilalți. Dragoste și compatibilitate incredibil de romantică, aștepți prea multă din relațiile de dragoste, a căror realitate deseori nu-ți satisface așteptările. Vrei să întâlnești o persoană cu care poți să împărtășești toate aspectele vieții tale? Dar nevoia ta de înțelegere și dorința de a fi vizibilă pot fi un test serios pentru un partener. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteții sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos din leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți. O alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina. Dar să accepte, o alianță nu prea bună te așteaptă cu Scorpionul și una nefericită cu Taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea dați recunoaște domnia, te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Poți fi extrem de individualistă, te distingi prin seta ta de recunoaștere, vrei să fii în centrul atenției. Dacă nu găsești toate acestea la serviciu, vei fi mulțumită de locul de conducere în familie.
Tu apreciezi nu numai puterea, dar și confortul. Tu aștepți recunoașterea propriei tale exclusivități. Singurul lucru pe care nu-l vei tolera prin definiție este ignorarea opiniei tale. Tu nu ești supusă vreunui domeniu de activitate. Misiunea ta este de a transforma fiecare afacere în triumf. Ai tendința să-ți schimbi activitatea destul de des. Sănătate și boli. Ești predispusă la hipertensiune arterială. Încă din tinerețe ți se recomandă să ai grijă de sistemul circulator. Este important să nu-ți supraîncarci inima. Acest lucru este valabil mai ales dacă ai ales o carieră sportivă. Cu vârsta, îți poate crește tensiunea arterială, dacă nu te poți relaxa în munca ta. Ar trebui să încerci să-ți organizezi dieta și exercițiul fizic în conformitate cu nevoile corpului. Acest lucru va adăuga cel puțin câțiva ani vieții tale dinamice. Există o predispoziție la depresie, mai ales în perioadele de criză. Soarta și norocul. Universul te-a făcut impulsivă, ușor excitabilă. Ambițiile tale prevalează uneori asupra rațiunii. Ești practică, dar uneori ești legată de ambiții, uitând de principalele lucruri, ceea ce te împiedică în viață. Uneori ai tendința de a obține profit pe termen scurt, pierzând mult, fără a observa obiectivele principale și valoroase. Nu ai întotdeauna răbdarea să-ți îndeplinești planurile până la sfârșit. Sănătatea ta este puternică, dar trebuie să poți să te relaxezi și să te odihnești. Sfaturi pentru tine. Astrele te încurajează să-ți folosești mai des asertivitatea și farmecul tău inerent. Acest lucru va facilita atingerea obiectivelor. Dacă intenționezi să te angajezi în activități de management, ar trebui să lucrezi la controlul egoismului și la dezvoltarea tactului. Menține idealismul, dar respectă și dorințele altora. Amintește-ți de nevoile familiei și copiilor tăi. Nu-ți fie rușine de propria ta sensibilitate și senzualitate, deoarece această trăsătură te caracterizează ca persoană, te asociază cu societatea. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepți daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecieri la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile. Numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să-ți îndoi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nici o bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unui artist de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al XVI-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău.
să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhidee, trandafiri, stacojii te vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante. Culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite careva de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste mărșițări. Un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou înjositor. Ca pisică grațuloasă, adori confortul și, prin urmare, poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă. O pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să-ți dea cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat. Vei decide pentru tine însăți ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onorezi pe donator în egală măsură de ziua lui. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.